Slăvit să fie Domnul. Aș vrea să vă spun foarte... Sunt foarte emoționat, puțin, dar vreau să vă spun ce am pe inimă. A te smeri o zi, a te smeri o săptămână, a te smeri un an, a te smeri 10 ani, să știți că nu este de ajuns. Toată viața noastră, cât vom trăi pe pământul acesta, trebuie să fim oameni smeriți și umili. Se vorbea de David care cândva... de Saul care cândva s-a smerit, dar mai târziu n-a mai fost așa. M-am ascuns în spate din două motive, pentru că am vrut să mă bucur și de alți slujitori. Orice slujitor are nevoie și simte nevoia să fie undeva ascuns, să se bucure de alt slujitor. Orice slujitor care nu simte nevoia să asculte un alt slujitor, este o problemă cu el. Orice cântăreț care nu se bucură de alt cântăreț are o problemă. Aș vrea să vă spun că dimineața aceasta l-am simțit pe Domnul aici și m-am bucurat din toată inima și de aseară m-am rugat pentru biserica voastră, pentru cei care cântă, pentru corul, pentru orchestră, pentru dirijor, pentru toți. Am spus, Doamne, vreau să simt prezența Ta. Am venit aici pentru o durată de timp și am stat câteva zile mai mult ascuns și n-am fost pe la biserici pentru că am avut treabă și am spus, Doamne, vreau să mă duc în duminică dimineața să simt prezența Ta. Și când am ascultat ceea ce s-a vorbit aici, îndemnurile care s-a dat, mi s-a pus pe inimă de la Duhul Sfânt să cânt o cântare. Ce mare ești și ce mari minuni faci Tu. Și ca Tine, altul nu-i. Nu știu dacă ați fost atenți la ce s-a cântat. Copiii ce au cântat? Au cântat despre un Dumnezeu mare. Această cântare am cântat-o undeva în Ploiești și în timp ce o cântam, Dumnezeu mi-a spus... Spune-i poporului că eu sunt un Dumnezeu mare și numai eu fac minuni, lăudat să fie Domnul. Se vorbea de criză. Niciodată, atenție, niciodată să nu mai spuneți că noi pocăiți suntem în crize. Noi nu facem crize. Noi dacă suntem, suntem în lipsuri și în nevoi. Niciodată copiii lui Dumnezeu, copiii Domnului, nu vor fi în criză, lăudat să fie Domnul. Pentru că noi avem un Dumnezeu mare care e... Cerul și pământul este a Lui. Dacă suntem, suntem în nevoi și în lipsuri. Niciodată să nu-și mai permită nimeni să ne înjosească pe Dumnezeu că El este în criză. Glorie Domnului! Vreau să cânt despre un Dumnezeu mare și am pe inimă, dacă vreți, să cânte toți, fanfara, orchestra, toți, să cântăm cu toți, să lăudăm pe Dumnezeu, pentru că El se coboară în mijlocul laudelor. Și dacă El se coboară în mijlocul laudelor, inima noastră El știe de ceea ce noi avem nevoie. Lăudați să fie Domnul. Vrednic ești de cinste și închinare, ridicăm mâinile noastre, înălțăm numele Tău. Vrednic ești de cinste, aleluia! Vrednic ești de cinste și-nchinare, ridicăm mâinile noastre, înălțăm numele Tău. Ce mare ești și ce mari minuni faci Tu, Tine adunui și ca Tine adunui. Ce mare ești și ce mari minuni faci Tu și ca Tine adunui și ca Tine adunui. Ce mare ești. Vrem să spunem despre Tine, cum prin moartea Ta pe cruce tuturor ne-ai arătat. Vrem să spunem lumii despre Tine, cum prin moartea Ta pe cruce tuturor ne-ai arătat. Ce mare ești, aleluia!
ce mare ești și ce mari minuni faci tu și ca tine altului și ca tine altului ce mare ești și ce mari minuni faci tu și ca tine altului și ca tine altului ce mare ești și ce mari minuni faci tu și ca tine altului și ca tine altului ce mare ești și ce mari minuni faci tu și ca tine altului și ca tine altului ce mare ești și ce mari minuni faci tu și ca tine altului și ca tine altului ce mare ești și ce mari minuni faci tu și ca tine altului și ca tine altului ce mare.